Stejarul uriaș de pe Republicii și platanul din calea Lipovei sunt printre cei mai valoroși arbori din Timișoara. Acum ambi au propriul lor model 3D și au fost termoscanați pentru a vedea care este starea lor de sănătate. Peste 100.000 de arbori au fost deja inventariați și sunt trecuți în registrul verde digital al Timișoarei. Arborii valoroși, ocrotiți cu valoare estetică deosebită, sunt transpuși într-un model 3D. Toți arborii cu un diametru mai mare de 50 de centimetri sunt termoscanați pentru a le verifica starea de sănătate. Este pentru pentru prima dată când avem o imagine clară asupra patrimoniului verde al Timișoarei, ce arbori au nevoie de intervenție, unde trebuie să facem noi plantări și cum putem îngriji mai eficient zestrea verde a orașului. Toate datele vor fi integrate digital, harta digitală a Timișoarei pentru o strategie modernă a spațiilor verzi din oraș. Duce mai departe istoria verde a Timișoarei, transmite primarul Dominic Friț.